Ceremonie de predare-primire cu pupături și complimente la Ministerul Agriculturii. Petre Daia și-a luat rămas bun de la colegi, dar și de la presă și i-a predat fruiele ministerului noului titular, Florin Barbu. Fostul ministru și-a făcut un bilanț al mandatului în stilul său caracteristic și a anunțat că a ținut un jurnal al activității sale la Ministerul Agriculturii, pe care l-a condus în două rânduri. Cel ce vă vorbește și-a încheiat mandatul. Cel care a fost audiat și, după depunerea jurământului, a intrat în dispoziția constituțională de a fi ministru și îl cunoașteți, este vorba de prietenul, colegul, omul Florin Barbu. Te îmbrățișez, Florine, îți doresc succes, sunt mândru de tine, mi-am dat seama că nu mai sunt ministru, în momentul în care nu mi-a spus apă în pahar. Eu vă mulțumesc, domnul ministru. Te pupă, tată. Te îmbrățișez, prieteni. Succes! Obiectivele principale ale agriculturii în perioada următoare sunt realizarea programului național strategic, accesarea fondurilor europene, continuarea reabilitării sistemului de irigații. Vreau să transmit fermierul să aibă încredere că sunt un partener loial.